Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. În această dimineață nu o să discutăm despre fotbal, poate doar așa pasager, un subiect foarte popular și foarte la modă în zilele astea cu echipele românești calificate în play-off-ul pentru Conference League. Meciurile sunt mâine seară, însă vom discuta în această dimineață despre un subiect popular. Ar trebui să fie un subiect popular pentru că după ieșirea din pandemie tot mai mulți români se îndreaptă către sălile de fitness pentru a încerca să-și reclădească condiția fizică pentru cei care n-au făcut nimic în casă în lunile, multele luni de stat în carantină. Discutăm în această dimineață despre fitness, despre bodybuilding și despre riscurile și despre riscurile neștiute din spatele din spatele bodybuilding-ului, însă discutăm și despre partea pozitivă a acestei activități fizice pe care spuneam, tot mai mulți români o încearcă, sunt mulți care merg la sală, mulți care încearcă să-și clădească într-un fel mușchii pentru a arăta bine, nu știu, poate pe stradă, poate la muncă, poate în competiții. Și în dimineața asta discutăm despre competițiile importante din fitnessul natural, din bodybuilding, pentru că în dimineața asta unul dintre invitații noștri este campion mondial în disciplina asta, Robert Florea. Salut, bună dimineața, Robert! Salut, bună dimineața! Discutăm și cu antrenorul Adrian Zveduneac, fost sportiv. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule Zveduneac! Instructor, antrenor, președintele ANBA este... ANBA România este exact, filiala românească a unei asociații internaționale de bodybuilding natural. Exact. De ce precizarea asta natural? Povestiți-mi un pic despre chestia asta și după aia o să merg la Robert să povestească despre performanțele lui. După cum știți, culturismul și fitness-ul... Culturismul, cuvântul ăla vechi. Cuvântul în vechi, anii exact. 90 asta era culturism. Exact, era... da. S-a plecat așa pe denumirea asta. Este unul dintre cele mai populare sporturi de la noi din țară la momentul de față. Da. Din ce în ce mai mulți tineri își doresc să arate bine, își doresc să practice acest sport și din ce în ce mai mulți merg la sălile de fitness. După cum ați văzut și în ultimii ani de zile, da, din ce în ce mai multe săli de fitness s-au deschis la noi în țară. Din dorința de a oferi o alternativă naturală acestui sport, okay, în 2018 am adus pentru prima dată la noi în țară această organizație de culturism natural. Dar de ce natural? De ce există precizarea asta, natural? Nu e natural culturismul? Nu e, adică oamenii aia care vin și Robert, dumneavoastră, da, când erați pe podium, nu era natural totul? Din păcate... Acest sport foarte iubit este unul dintre cele mai mari unde abuzul de steroizi primează. Okay. Adică performanța la nivel înalt se face pe bază de consumă de steroizi. Uh-huh. Ok. Povestea frumoasă acestui sport. Hai să vedem partea frumoasă întâi, da, și după aia o să discutăm și despre partea neplăcută, pentru că înțeleg că dumneavoastră aveți un exemplu personal dramatic și o să vedeți, e o poveste de viață incredibilă. Robert, partea frumoasă a sportului ăsta. Deci tu ești concurezi într-o asociație care nu folosește steroizi, adică nu în care nu se folosește steroizi sau... Da. Cel puțin așa spuneți voi că nu se folosește. Nu folosiți, nu? Eu personal nu folosesc nicio formă. Practic acest sport de 14 ani și dintotdeauna am avut idoli despre care am considerat că sunt natural, dar din nefericire mari oameni din industrie, Arnold, Ronnie Coleman, Phil Heath, chiar aceștia au admis faptul că au folosit steroizi. Sportul, într-adevăr, este spectaculos. E ceva extrem de frumos, dar ca să ajungi acolo sus, la Olimpia, cel puțin în federația AFBB, da, nu prea ai cum să te lupți cu acei titani fără să folosești ce folosesc acei titani. Dar există și o alternativă, o alternativă în care toți sportivii sau marea majoritate a sportivilor nu folosesc substanțe anabolizante și practică acest sport așa, 100% natural, fără să folosească niciun fel de substanță adjuvantă. Bun, dar sportivii care folosesc totul 100% natural pot concura vreodată cu titanii despre care vorbeai tu? Adică dacă îi pui unul lângă altul,
sincer... Pe tine, care ești campion mondial în zona asta naturală și pe un titan din ăsta care folosește steroizi, se vede diferența? Adică este... dumneavoastră ați vedea diferența? Da, sigur. Se da. Vede imediat? Sigur. Unde se vede diferența? Chiar sunt curios. Așa, ca nivel de... Primul lucru care ți iese în evidență în momentul în care folosești steroizi este dezvoltarea în exces a mușchiului trapez și... Adică, care exact, ăsta de aici? Cei de aici, da, și deltoizii. Sunt aici. Foarte proeminenți, da. Ok. Asta nu și se pot face în mod natural? Ideea e că se pot face și în mod natural, da. Doar că în momentul în care faci antrenament, mușchiul se pompează, da. Iar... Vorbesc de cel natural. Okay. Iar cei care consumă substanțe dopante sunt tot timpul pompați, au acel tonus exagerat okay. în zonele respective. Plus expresia feței, privirea, tulbure. Se vede da, în privire da, chestia da, asta? Da, 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 da. Deci dumneavoastră, dacă stați de vorbă cu un sportiv, vă puteți da seama dacă e dopat doar din... Depinde și în funcție de ce substanțe folosesc, pentru că, okay. de exemplu, în... categoriile feminine, așa. Fetele folosesc diuretice și atunci îți dai seama mai puțin de chestia asta, doar în urma unor teste se pot deci, depista. Deci folosesc diuretice de ce? Pentru a slăbi, pentru într-o perioadă scurtă de timp, vor să ajungă la categoria respectivă, pentru că în okay. IFBB categoriile sunt fixate după greutate. Ok, în ca ultime, la box. Greutate. Exact, da, ceva de genul, da. Da. Și trebuie să te încadrezi în... Da, să zicem că, de exemplu, ea vrea să ajungă la categoria 50 de kilograme. Da. Sau și sportiv, și la bărbați la fel, același lucru este. Ok. Să zicem că are un culturist, are 74. Eu spun în cazul meu, am participat la o competiție internă, care da. Aparținea de IFBB. Așa, aveam 84 de kilograme. Trebuia să prind categoria. Când m-am urcat pe cântar, 84,5 aveam și eu trebuia să concurez la 80, pentru că nu aveam șanse, următoarea era 90, nu aveam șanse să, să le fac față monștrilor de la 90. Da. Da. Și atunci am avut parte de un sfat de la un amic binevoitor, îți dau eu ceva și prins categoria. Vreau să zic că în 2 ore jumate, 3 ore, am dat 4 kg jos cu niște diuretice, m-am urcat pe cântar, 79,7. Diureticele 70. Sunt însă interzise. Absolut. De ce sunt ele interzise? Pentru că sunt adică au efecte negative. Au efecte negative. Da. Deci să vă spun eu ce am pățit atunci, în momentul ăla. Mi-a dat cineva 3 pastile, nu vreau să... Așa. Am stat numai la toaletă, vreo okay. 2 ore, pentru da. Că urinam continuu. Da. Se simțea că pierd greutatea, așa, mă simțeam din ce în ce mai lipsit de vlagă, de energie. Așa. Plus că am început să simt o durere îngrozitoare în partea din spate. Era vorba despre rinichi okay, care mă deranjau. Erau într-o supraconsum. Erau supra-solicitați, trebuiau să elimine cât mai multe lichide din organism. Într-un moment am prins categoria, adică și-au făcut treaba, da, ca să zic așa. Bun, mă întorc la Robert. Ne întoarcem, asta e partea neplăcută, ne întoarcem. Robert, cât muncești tu ca să reușești natural să crești, să performezi? Pe zi mă antrenez undeva la 2 ore, mă încălzesc cam o oră, fac și parte de kinetoterapie. Bun. Hai să le povestim oamenilor care se uită la tine ca la un model și care vor să învețe din chestia asta. Ok, probabil că nu vor să ajungă la Mister Olympia, cum înțeleg că vei ajunge tu la anul, da. Dar care vor să se facă, să arate bine. Deci, te încălzești o oră? Încălzire da. Însemnând ce? Fac exerciții specifice de kinetoterapie, astfel încât să previn accidentările. Deci nu, stretching? Nu. Fac și stretching, okay. static, respectiv dinamic. Încep cu stretching dinamic, după fac exercițiile specifice de kinetoterapie, fac antrenamentul. Cam ce? Poți să ne dai un exemplu de exercițiu pe care îl faci de kinetoterapie? În general, exerciții pentru stabilizarea centurii pelvine. Sunt niște exerciții pentru acei mușchi mici, stabilizatori, care fac mișcările. Poți să descriu un pic exercițiu? De exemplu, din patrubedie. Este un exercițiu oarecum derivat din yoga, dar ca și origine este okay. de kinetoterapie. Da. Se numește cat-cow pose. Aha. Suntem în poziția aceea da. De extensie, da. După care facem o flexie. Ah, ok. Exact. Deci mobilizăm tot patru labe, da. Exact, mobilizăm toată coloana în flexie, după okay. care venim în extensie. Bun. Acest lucru va dezvolta mobilitatea coloanei pe partea aceasta de flexie-extensie. Ok. Deci o oră de încălzire. Da. După care ce faci? Antrenamentul specific. Acum depinde. În momentul... 2 ore. Da. Da. Deci, practic, 3 ore e o ședință la tine da. De pregătire. Da. Dar asta nu înseamnă că oricine vrea să practice acest sport trebuie să se antreneze 3 ore. Nu, sigur. Aici sigur, vorbim despre cel da. Mai înalt nivel. Da, ok.
Dar o persoană care își dorește doar să se antreneze și să arate bine și să fie sănătoasă, cred că maxim 2 ore petrecute în sală. Dintre care jumătate de oră, 3/4 de oră încălzire? Ai zice 20-30 de minute. 20-30, da. Dar da. Neapărat 20-30 de minute. Nu se pune problema, trebuie să ne încălzim întotdeauna astfel încât să prevenim accidentele. Bun, ok. 2 ore în care, deci ce faci? Exerciții specifice? Descrie un pic câteva exerciții. Să zicem prin absurd. Să zicem că fac antrenamentul de push. Antrenez toate grupele care fac mișcările de împins. Lucrez pectoralii, deltoizii, respectiv tricepsul. Așa. Fac câte 2 exerciții pentru fiecare grupă, undeva la 4 seturi. 10-12 repetări. Okay. Asta este una dintre abordări. Splitturile de antrenament pot să difere. Nu trebuie neapărat să avem, de exemplu, acesta este un split foarte celebru, push-pull legs, în care antrenăm într-o zi toate mișcările de împins, într-o zi toate mișcările de tras, adică așa, spate, trapez, da, biceps, respectiv legs, picioarele, gambe, ischiogambieri, quadriceps, etc. Da? Putem să le împărțim în superior-inferior sau anterior-posterior. Depinde strict de preferințele persoanei care se antrenează. În general, splitul de antrenament trebuie făcut în funcție de persoană, în funcție de cum trăiește persoana respectivă. Cât timp am să mă antrenez? De câte ori mă pot duce la sală? Este foarte, foarte important ca un split să ofere aderență și continuitate, adică să ne placă să ne antrenăm. Și prin split mă refer la antrenament, noi așa le spunem, splituri. Ok. Da. Dar trebuie să fie totuși divers totul, să fie... Da, astfel încât să lucrăm uniform tot corpul. Nu se pune problema. Deci tu lucrezi 3 ore într-o ședință, o ședință pe zi, da, zi de zi? Undeva la 5-6 zile pe săptămână. 5-6 zile. Da. Îți iei măcar o zi de pauză? Da, minim o zi de pauză. Bun. Care sunt marile greșeli pe care le poate face un om care vrea să facă lucrul ăsta? În primul rând... Vorbim deocamdată natural, nu intrăm în zona chimică deocamdată, să intrăm imediat în zona chimică. În primul rând, lipsa de încălzire, asta este o chestie total. Vin, intră în sală, își mișcă puțin brațele, umerii și etc. și se trântesc pe greutăți foarte, foarte mari. Deci partea asta de încălzire este o greșeală pe care am văzut-o în ultimii 14 ani aproape în fiecare zi. O altă greșeală este că persoanele care vin pentru prima dată în sală nu se concentrează pe o formă perfectă de execuție, ci se concentrează pe a ridica cât mai mult. Într-adevăr, este foarte important să devenim mai puternici, dar nu se pune problema să prioritizăm a deveni mai puternici peste sănătatea noastră. Articulațiile noastre sunt totuși fragile, avem nevoie de stabilitate, mai ales în prima fază când nu avem o bază solidă, un fundament. Astfel încât se concentrează pe greutate. Deci și după, cât mai mult. Exact. După 2-3 luni se accidentează o dată, fac pauză 2-3 luni și tot așa, este un cerc vicios. Bun. E un sport, e o activitate ce necesită să fie transformată într-un stil de viață și din nou ne raportăm la continuitate, la termen lung. Pentru că niciodată cineva care petrece 12 luni în sală nu o să fie mai puțin antrenat decât cineva care vine 3 luni, după stă o lună accidentat, după încă 2-3 luni, adică întotdeauna încep de la zero, într-o oarecare măsură. Aha, bun. Deci important e să nu pierzi, să ai tot timpul, să acumulezi, să acumulezi, să acumulezi. Deci important e să rămâi tot timpul activ, să nu o accidentare să te scoată din... Exact. Bun, asta e o greșeală, fără încălzire, fără greutăți mari. Ce alte greșeli pe care le-ați... Domnule președinte, puteți să spuneți și dumneavoastră, dacă, că și dumneavoastră știți lucrurile astea. Deci dacă simțiți nevoia de completări, vă rog, adică... Am înțeles. Nutriția. Okay. Când ne raportăm la sportul ăsta, bun, într-adevăr, mergem și ne antrenăm. Antrenamentul este procedeul prin care noi construim zidul. Da. Okay? Dacă noi nu venim cu cărămizile de calitate, cu nutriția, adică, așa, degeaba încercăm să construim un zid, când zidul respectiv este extrem de fragil, pentru că am folosit cărămizi de calitate foarte proastă. Ok. Ce înseamnă cărămizi de calitate bună? Mese cât mai echilibrate, să avem parte de suficientă proteină în primul rând, suficienți carbohidrați și suficiente grăsimi bune, adică grăsimi nesaturate, o cantitate suficientă, pentru că în momentul în care fii atent, hai ca să, puterea exemplului cred că e cea mai bună. Povestește-mi cum arată o zi din viața ta pe mese, dacă poți. Eu sunt o mică excepție, la fel ca și domnul Adrian, domnul este vegan, eu sunt vegetarian de la 6 ani. Ah, ok. Așa. Bine, ok, nu contează. Nu este neapărat mai bine. O să înțelegem de ce s-a ajuns președintele în situația asta. În fiecare dimineață mănânc ovăz cu pudră proteică. Ok. Cu lapte de migdale. Cu lapte de migdale, așa. Întotdeauna la prânz mănânc niște chiftele vegane plus cartofi. Folosesc cartofii simpli pentru că au cel mai mare index de sațietate. Sunt cele mai sățioase tipuri de... Ok. Sunt cel mai sățios tip de legume. 2 mese până acum. Așa. Da. După antrenament mănânc întotdeauna iaurturi grecești în combinație cu fructe și
poate niște pudră proteică din nou, dar foarte puțin, undeva la 20 de grame. Și seara... Antrenamentul e după masa de obicei, nu? Da, undeva la 3 după amiază. Bun. Așa, și seara mănânc diferite mixuri de legume sau orez cu legume, plus din nou ceva chiftele vegane sau mănânc niște paste, depinde. În principiu... Deci, în principiu cam 4 mese principale, da, 3 mese principale și o gustare. Cam asta este abordarea mea, dar asta nu înseamnă că e literă de lege. Ok. Deci asta pe zona de nutriție. Mm-hmm. Altceva. Ce greșeli se mai fac? Domnule președinte. Odihnă. Care este foarte importantă de asemenea pentru recuperarea musculară. Fiecare sportiv, adică te duci, tragi de niște fiare, exact. După aceea te duci, bagi un șpriț seara și un club, vii la 4 dimineața acasă și a doua zi o ai de la cap. Total greșit. Ar trebui să ai minim 8 ore de somn pe noapte pentru recuperare și a putea duce un antrenament la fel de eficient în ziua următoare. Ok. Deci cam astea ar fi greșit. Chestii de poziție. Am văzut, de exemplu, în ultimii ani, pe Instagram sunt diferite conturi ale unor oameni care fac fitness natural, sau nu știu dacă fac natural, dar mă rog, care arată seturi de exerciții. O chestie de postură, de exemplu, am văzut foarte multe greșeli de cum să stai când tragi de fiare. Înțeleg că e o poveste aici, că poți să... sau nu? Da, e într-adevăr. Zâmbiți amândoi. De ce zâmbiți? Din nou, pentru că ne întoarcem la problema cu forma execuției. Ok, asta e important. Eu la bază sunt kinetoterapeut. Așa. Și înțeleg implicațiile unui exercițiu efectuat greșit. Sunt foarte mulți antrenori care vor în primul rând ca tu să fii sănătos automat, dar sănătatea nu ține doar de nutriție și de antrenament. Automat ține și de partea asta de postură, de musculatură echilibrată. Okay. Acum, vă gândiți că dacă vă duceți la sală și atât, o să vă dezvoltați o musculatură uniformă și echilibrată. Okay. Într-adevăr, vă optimizați acest proces de dezvoltare a masei musculare, dar ca să avem articulații sănătoase și musculatură echilibrată în adevăratul sens al cuvântului, trebuie să mai lucrăm și pe partea asta de recalibrare, de fine-tuning, de kinetoterapie. Adică kinetoterapia, deși e o terapie pentru o anumită patologie, poate fi folosită și pe post de prevenție. De asta am și zis că mă folosesc de kinetoterapie ca și încălzire. Deci, aceste antrenamente pe care le vedeți în online, pe partea de postural, sunt extraordinare, după părerea mea, dar, într-adevăr, necesită un specialist care înțelege ce înseamnă o biomecanică corectă. Acum, în industria noastră, din nefericire, marea majoritate a antrenorilor au doar 2-3 luni de școală, un curs propriu-zis, foarte puțini au la bază o școală, o facultate de sport sau o facultate de kinetoterapie. Și ei doar copiază exerciții, ei sunt doar enciclopedii de exerciții. Ceea ce, din nou, nu e neapărat un lucru rău, pentru că învață oamenii să facă sport și să se echilibreze în adevăratul sens al cuvântului. Dar pentru a duce la următorul nivel tot acest procedeu, trebuie să ai niște cunoștințe mai avansate de biomecanică. Bun, deci există riscuri și din punctul ăsta de vedere. Tinerii care intră pe un cont de Instagram urmăresc, au niște idoli pe care îi văd, care au niște mușchi foarte mari, mai dau cu niște... am văzut că sunt tot felul de substanțe, nu? De... vasodilatatoare, creme, tot felul de... Ok, deci îi văd pe tipii aia care arată foarte bine, sau femei care arată foarte bine. Exerciții, ne apucăm și noi, facem și noi. Toată lumea prezintă tot felul de programe, alimentație sănătoasă. Tinerii vin în săli, încep să copieze program, încep să copieze alimentație și la un moment dat își dau seama că, băi, a trecut un an, 2-3, dar nu am prea mare rezultate, adică nu am ajuns la nivelul ăla pe care l-am văzut eu. De fapt, ei nu știu adevărul din spatele. Ne apropiem ușor. Acum suntem pe panta pozitivă, încă ne apropiem suntem aproape de vârf. Vreau să-l mai întreb o singură chestie pe Robert și apoi o luăm la vale pe panta riscurilor, pentru că e o problemă foarte mare. Robert, înțeleg că vrei să participi la Mister Olympia. Mister Olympia ce este? Este Mister Olympia este Everestul bodybuilding. Exact. Cea mai mare competiție când vine vorba de culturism, de cine bodybuilding. Cine a câștigat? Arnold, nu? A fost Mister Olympia, parcă? Vorbim despre Federația IBB. Ah, ok. Noi ne raportăm acum la IMBA și IMBA-ul are un Mister Olympia care este Everestul bodybuildingului natural. Printre câștigătorii din bodybuilding natural sunt John Terry, în orice caz. Sunt persoane mai puțin cunoscute, dar cu un fizic, dacă te uita la ei, te-ai gândi, ăștia sigur folosesc ceva, dar de fapt sunt sportivi 100% naturali. Într-adevăr sunt ceva mai mici, mai compacti, să zicem așa, dar sunt sportivi naturali până la urmă. Ok. Da.
Deci vrei să participi la anul? Da. Dar de ce la anul? Anul acesta, deși m-am calificat și deși am obținut și o sponsorizare cu biletul de avion, am decis că anul acesta, dacă aș fi participat, doar aș fi participat, poate aș fi prins un podium. Dar vreau să mă pregătesc pentru la anul, astfel încât să mă duc să câștig. Deci nu vreau să se pună problema să particip și atât. Pentru că asta a fost, deci, mentalitatea mea dintotdeauna. Da. Wow, da. Da, e bine asta, să ai motivația asta. Da. E un sport costisitor? Pentru ce? Care fac performanță, da. Okay. Și toată investiția materială vine doar din buzunarul sportivului. Din păcate. Acum vorbim și de cei care fac natural și de cei care folosesc substanțe. În ambele situații, investiția este 100% din sursele proprii ale sportivului. Se mai implică unele federații pentru transport la diferite competiții, le cumpără un training, le dă o cutie de suplimente, dar e 0,1% din ce investește sportivul. De exemplu, Robert poate să spună cât a investit în pregătirea pentru campionatul mondial din Italia din iunie anul acesta, unde a fost și la locul 2, a fost vicecampion mondial la două categorii și a câștigat și cardul pro. Vă poate spune cât financiar, cam cât l-a dus toată pregătirea? Pot să zic că undeva la 60% din veniturile mele s-au dus în partea asta de pregătire. Și asta însemnând că nu scot efectiv partea de, să zicem, chirie, mâncare, da, și etc. Da. Deci partea de suplimente plus optimizarea nutriției m-au dus undeva la 60-70% din veniturile mele. Wow, e mult. Da. Adică în pregătire nu pot să zic. Într-adevăr, nu prea mă uit la bani când vine vorba de mâncare și de suplimente. Și prin suplimente mă refer la cele naturale, desigur. Da. Dar când sunt în pregătire, nici nu-mi permit să mă mai uit în alte direcții. Mă concentrez 100% din punct de vedere financiar și din punct de vedere psihic pe pregătire. Bun. Deci se poate face fitness, bodybuilding, natural, fără substanțe nocive. Acum am ajuns aici. Acum o luăm la vale. Domnule Zvedunec, înțeleg că ați fost și dumneavoastră sportiv. Da. Cât timp ați concurat? Păi, erați legitimat la Federația de Culturism? Da, și da. Federația, da. Există, să le spunem oamenii că există această Federație de Culturism. E sub umbrela MTS, nu? Da, FRCFO, da. Deci Federația Română de Culturism și Fitness, afiliată la FIBB, okay. Federația Internațională. Am fost legitimat și eu. Bine, primul contact al meu cu sport a fost prin 93. Da. Tot așa am văzut niște reviste, am văzut niște mari culturiști. Erau în anii 90, da, imediat, da, după, da, Revoluție, apăruseră, da, revistele de culturism. Da. M-am îndrăgostit brusc de sportul ăsta, da, și mi-am dorit să fac asta. Am început treptat. Ajunsesem la un moment dat până la o greutate de, plecând de la 50 de kilograme, startul meu, am ajuns undeva la 70 de kilograme, am înregistrat o plafonare, practic nu mai puteam să fac nimic. Da. Noi îmi doream foarte mult să concurez în acea perioadă, îi vedeam pe ăia foarte mare, ziceam vreau să ajung ca ei, dar făceam practic zi de zi, ajunsesem să fac antrenamente, pentru că atunci nu era o cultura sportului ăsta, da, nu știai, fiecare făcea după capul lui, nu prea exista informații, nu erau, okay, internetul era la început, atunci nu prea aveai de unde să te informezi. Și făcea fiecare după capul lui și trăgeam din ce în ce mai mult, mâncam, țin minte că ajunsesem să mănânc câte 15 ouă pe zi, 2 kg de pește, cât mai multă proteină, să mă alimentez, era totul haotic, okay, dar rezultatele erau foarte, foarte mici, adică nu aveam progrese. Mi-am dat seama că va trebui să investesc mai mult. Eu, neavând sursă financiară, atunci începusem liceu, a fost o perioadă așa mai bad, ca să zic așa, în viața mea. De ce? Ce se întâmpla? Situația financiară din familie nu mi-a permis. Am terminat liceu, am optat pentru, trebuia să fac ceva în viață și am optat să dau la școala de subofițeri pompieri de la Pavel Zăgănescu din Câmpina. Okay. În 2000 am absolvit școala de subofițeri. Am optat pentru un loc în București pentru că totuși gândul meu pleca să ajung pe scenă, să concurez. Okay. În fine, am ajuns aici pe funcția de subofițer pompier timp de 13 ani, până în 2013, din 2000. Am activat la diferite unități militare din București ca șef gardă de intervenție, adică practic conduceam intervenții, aveam două autospeciale sau trei în funcție de subunitate, mergeam, okay, la intervenții cu militare la momentul respectiv. Datoria mea era să localizez și să sting incendiile, să salvez bunuri, vieți, okay, omenești. Okay. Asta mi-a adus un venit suplimentar care mi-a permis să pot să investesc în alimentație și ce îmi doream eu, visul meu, să ajung pe scenă.
Între timp progresasem, făcusem un part-time la o sală prin 2000, se deschisese o sală undeva prin Berceni, m-am angajat și instructor, deci lucram 24 de ore la pompieri, după care eram 48 de ore liber, ajungeam la ora 10 acasă, de la 10:30 eram la sală, două zile, în cele două zile libere, okay. Lucram de dimineață până seara, până la ora 10 la sala respectivă ca trainer. Okay. Câștigam și de acolo niște bani care investam în suplimente, în alimentație, okay. În tot ce trebuia ca să ajung la performanță. Bun. La un moment dat, în una din zile, am întâlnit un tip în sală, un amic, că întotdeauna apare un amic din ăsta foarte... Okay. Văd că ai o structură foarte bună, uite, îți dau, dacă vrei, te ajut să-ți îndeplinești visul tău, te ajut cu ceva. Și zic ce? Păi tu crezi că cei care sunt acolo sunt naturali sau folosesc doar suplimente? Ce folosează dumneavoastră până în momentul ăla? Da, exact. Bun. Eu habar n-aveam despre lucrurile astea pe vremea aia și a început să-mi explice despre ce e vorba. Zic, ok, eram așa în dubii. Ce v-a spus? Sunt curios, așa mare, dacă mai țineți minte, ce v-a zis? Nu o să ajung niciodată la ceea ce-ți dorești tu, pentru că i-am explicat că vreau să ajung pe scenă, vreau să fiu, să ajung la Olimpia, visul meu era să ajung la Olimpia. N-o ce văzuse răzumeastră da. În reviste. Exact. Nu o să poți să faci niciodată asta, dar ai structură, te ajută corpul să poți să ajungi aici, doar că trebuie să folosești și altceva. Și zic, ce anume? Uite, îți dau eu niște fiole. Fiole? Da. Bun. Atunci a fost primul meu contact cu steroizi. Ce ați făcut? Practic, fiolele respective erau... Erau, da. Era o substanță uleioasă, injectabilă. Ok. Ideea era că trebuia să și caut pe cineva care să mă ajute să le șipam. Da. Da, așa. Da, până la urmă am rezolvat și... Se injectau în fesă, unde? Da, exact. Da, okay. Da. Până la urmă am găsit și persoana care să mă ajute. Cum? Una pe zi sau cum? Era un ceva mai... Nu, inițial începusem sau să fac câte... Sau era o doză șoc sau cum? Deci... Din 2002, cam așa, am început să mă dopez, până în 2013. 11 ani. Da, 11 ani. Urmam niște cicluri, ca să zic așa, pan, două luni pan, după care făceam pauză, iar două cât, luni, iar două pauză? Luni. Deci într-un an de zile făceam trei cicluri de câte două luni. Ok, deci probabil cam două. Exact, da. Și făceam o dată pe săptămână, le combinam, aveam două substanțe. Știți substanțele? Da. Ce era? Decadurabolin și testosteron. Sustanon, pe vremea aia, erau la modă. Uh-huh. Și făceam câte un mililitru din una, un mililitru din celălalt. Și asta a fost ciclul meu o perioadă îndelungată de timp. Care era efect? Ce a simțit imediat după primele? Sau a simțit ceva da, după primul prim? Lucru, deci cred că în două săptămâni luasem vreo 7 kg. Imediat? Da, da, da. Lucru pe care nu deci a fost o explozie așa. Da? Organismul a reacționat foarte rapid. După prima lună de zile ajunsesem undeva la 10-12 kg, câștigasem în greutate. În timpul ăsta mă antrenam din continuare intens, am observat că nu mai oboseam în timpul antrenamentelor. Okay. Puteam să duc antrenamente la super intensitate, mă recuperam foarte rapid. Dar în schimb aveam și niște chestii care, nu știu, parcă îmi schimbase puțin viața, nu mai eram cum eram adică, înainte. Ce? Eram puțin mai agresiv așa. Deci căpătaseră ți-o agresivitate. Da, 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 da. Unde o simțea? Unde se descărca ea? Pur și simplu furie așa. Dacă venea cineva și îmi spunea, vezi că n-ai închis ușa la da. Cameră. Ia du-te mă de aici, dă-i drumul de aici, lasă-mă că știu eu ce fac. Nu, deci... nu aveați chestia asta înainte? Adică nu sunteți o persoană impulsivă? Nu. Chestia asta m-a schimbat în timp, mi-a dat o agresivitate și în privire și răutate în comportamentul față de cei din jur. Okay. Îți schimbă comportamentul în totalitate. Eu deja fiind o fire mai activă atunci, că optând pentru chestia asta cu pompieri, să mie îmi plăcea activitatea, îmi plăcea să fac ceva. Exact și chestia asta cu... Se descărca și în activitatea dumneavoastră. Exact, exact. Cum? Ajungeam la intervenții. Da. Pur și simplu, bine, oricum eu eram, pentru meseria asta trebuie să fii puțin nebun, că n-ai cum să te duci la foc, să ajungi, să intri în foc, să stingi, să salvezi oameni, n-ai cum, trebuie să ai și o doză de nebunie. Okay. Doza aia cred că se triplase la mine, în momentul când ajungeam acolo nu mai țineam cont de nimic, intram direct, am pățit de multe ori, fără să mă protejez, era să-mi pierd viața. Mă, normal, la... un am avut un incendiu în comuna Dărâș Vlașca, de exemplu. La un subsol, la o... era casă și avea, proprietarul avea beci la subsol. Luase foc la subsol, avea niște cauciucuri. Am ajuns acolo la intervenție, era un militar intermen pe vremea aia. Aveam și un coleg care era șofer pe a doua specială, eu fiind șef gardă de intervenție și șofer pe prima auto specială. Și am ajuns acolo, militare,
le era frică, au văzut că e fum, e foc, se adună lumea, ați văzut cum e la intervenție, la vine toată lumea, tot cu sfaturi, toată lumea știe. Și mă întreabă ce facem. Păi ce facem? Prima dată să căutăm dacă are sursă de curent electric să tem, pentru că nu putem să dăm cu apă. Asta e primul lucru. Da. Să intre servanți, să intre militare. Când am văzut cât ce pericole acolo și ei fiind militari în termenul care sunt, pe vremea erau oameni cu pregătire mai medie spre deloc, și zic, bă, eu nu vreau să risc să-i bag pe ei, zic că o să mă bag eu. Am luat repede furtună, zic de drumul la apă, am intrat. Fără să mă gândesc că în timpul ăla trebuia să-mi pun masca. Vremea era, nu aveam aparate de oxigen, cum sunt acum. Uh-huh. Aveam masca, vechea mască, cum era de pe... Aia verde. Da. Trebuia să-mi pun masca. Și zic, bă, dă-o dracu, de ce nu mai pun și pe asta, las. Am intrat acolo. Nu știam că beciul avea niște trepte, adică trebuia să cobor și să ajung. Pur și simplu am călcat în gol, am căzut. Era plin de apă în interior și fum și am căzut în apă. Simțeam că mă înnec, la un moment dat mă speriasem, mă panicasem așa, am dat drumul la furtuni din mână, după care, așa cu o chestie, ca un flash, ca să zic, mi-a venit ideea să mă prind de furtun și să mă duc pe firul furtunului, că știam că aia e salvarea mea, că altfel rămâneam acolo, da. Și, în fine, am reușit, am ieșit de acolo, am stins intervenția, nu am spus la nimeni nimic, decât când am ajuns la unitate, am povestit colegului, uite, bă, zic, cât de idiot am putut să fiu. Adică m-am dus ca... pur și simplu, fără să gândesc, m-am dus înainte. Deci ăsta a fost unul din episoade, plus că ca ăsta au mai fost destul de multe tot așa, deci totul pleca de la agresivitatea asta pe care mi-o dădeau substanțele pe care le foloseam. Inclusiv în relația cu colegii, inclusiv în relația cu șefii, nu acceptam niciun fel de sfat, eu știam de toate, știam tot. Erați ce trebuie puternic, să fac. Erați puternic, vă simțeam da. Și oricum puternic. Oricum îți dădeau încredere în tine de... În momentul respectiv aveai impresia că poți să muți munții din loc. Adică și nu acasă aveați agresivitatea asta sau se oprea? Da, din păcate da. Tot ce era în jurul meu trebuia să stea la distanță de mine. Adică ce? Soții? Exact, da. Aha, okay. Copiii? Cei mai trist, da. Cei mai trist că... Câți copii? Două fetițe am. Să vă trăiesc. Mulțumesc. Ce simțeați și față de copii agresivitatea? Da. Wow. Bun, ok. Vă simt că sunteți un pic marcat de poveste. Bun, în zona sportivă creșteați, nu? Creșteați. Da. Ați început să participați la concursuri, mă gândesc? Am început să particip la concursuri, da, într-adevăr. Rezultate nu prea au fost, pentru că eu la nivelul care l-aveam atunci de dopaj, eram undeva la low, ca să zic așa. Erau alții care se dopau. Erau alții care deja erau la un nivel foarte înalt. Și am participat la un concurs, nu vreau să mai dau numele concursului, luasem locul 9 din 13 participanți. Concurs național? Da. Erau campionate naționale? Nu erau campionate naționale, era un concurs privat, organizat. Okay. Uh-huh. Am participat și la național. Da, exact, da. Nu m-a dopat. Vă controla cineva? Nu. Nimeni nu m-a întrebat niciodată nimic. Din contră, am primit sfaturi. Dacă vrei să ai rezultate, trebuie să iei ceva, știi? Din federație. Din oameni din anturajul. Da, exact, da. Din structura respectivă. Practic, ei vă sfătuiau să vă dopați. Bun. Exact. Deci, 11 ani, ați ținut-o... Da, la concursul la care am participat, în momentul respectiv, deci mă dopasem constant, până în 2013 am participat la un concurs, luasem locul 9 din, mai știu, 13-16 sportivi, mi-am dat seama că alții erau peste mine cu mult și mi-am dat seama că dacă vreau să am rezultate cu adevărat, trebuie să cresc puțin levelul de dopaj. Trebuia să mă duc undeva mai departe. Ce ar fi trebuit să faceți? Adică trebuia să trec la următorul pas. Care era următorul pas? Hormon de creștere. Ok. Și alte substanțe. Tot injectabil și ăștia? Exact, da. Și am decis pentru asta să fac niște analize. Nu aveam așa niște durere la spate din când în când, dar n-am dat importanță, că nu era ceva. Eu lucrând și la pompieri, eram un tip agitat. Tot timpul aveam o stare din asta mereu agitată, agresivă, așa. Okay. Nu dădeam seama la orice din asta. Mai ales că mă loveam și la pompieri, când tot felul de chestii nu dădeam, nu luam în seamă toate chestiile astea. Și zic că mă duc să-mi fac niște analize. Prima dată am început cu o ecografie, mi-am făcut o programare, zic vreau să bag hormon de creștere și vreau să fac niște analize mai amănunțite să vedem dacă corpul duce. Corpul duce, da, după atâția ani de dopaj.
Am fost, domnul doctor de atunci mi-a zis la clinica la care am fost, zice că se vede o pată albă ceva la rinichiul drept, se poate să fie nisip, vă recomand să mergeți la o clinică mai specializată. Okay. Vă dăm o trimitere pe, doar pe urologie pe, și vedeți ce se întâmplă. M-am programat, m-am dus la un doctor urolog, mi-a făcut o ecografie. El a fost primul care mi-a zis că se vede ceva și pot să vă spun că a stat vreo jumătate de oră, m-a examinat, mi-am dat seama după cum se desfășura tot consultul că ceva e în regulă. Okay. Și îmi zice, aveți pe cineva în familie cu probleme la rinichi? Da? Și zic că nu, n-am avut pe nimeni niciodată cu niciun fel de probleme, da, medicale, doar mama are tensiune, dar din cauza vârstei, în rest... Chestii banale. Exact, da. Da. În rest nu am avut pe nimeni cu niciun fel de probleme la rinichi. Și îmi zice, se vede o pată albă, aș putea să spun că este vorba de o tumoră benignă. Când am auzit, pur și simplu am rămas așa șocat. Și imediat mi-am dat seama, zic, e benignă, zic că nu, n-are ce să întâmple, adică da, e ceva. El îmi zice, se poate să retragă în timp, haide să supraveghem. Dar în timpul ăsta m-a întrebat, ce faceți în timpul liber, cu ce vă ocupați, lucrez la pompieri, fac okay, asta. Faceți și sport, că vă văd că sunteți, da, fac. Ar fi bine să lăsați mai ușor cu alimentația și cu antrenamentele, o perioadă să vedem ce se întâmplă. Și mi-a dat o programare să-mi fac o tomografie. Ok. Mai am făcut programare, m-am dus și mi-am făcut tomografie. Și trebuia să mă duc pe rezultat la o săptămână, la 7 zile. Că... Erați liniștit totuși că vă spusese că e benignă la... Nici n-am luat seama. Am zis că n-o fi văzut el bine, că până la urmă era o ecografie. Zic că okay, o fi fost... Deci nu erați alertat foarte tare. Nu eram okay, foarte bun. Nu, chiar nici nu m-a interesat, adică eram foarte relaxat. Aveați în cap să treceți exact, la următorul nivel. Exact, da. Eram focusat pe ce aveam de făcut, să uh-huh, mă dopez la cel mai înalt nivel posibil, nu conta. Bun. Când mă duc să iau rezultatul, am stat, erau vreo 6 persoane, așteptau să, pentru că doctorul avea o procedură, chema pe fiecare în cabinet și povestea, după care am văzut că mă lasă ultimul, deși eu depășisem deja cu 40-45 de minute față de cum mă chemase el la... Da. Am așteptat, n-am zis nimic, m-am venit, domnul de dumneavoastră, vă rog să poftiți, ce faceți dumneavoastră, cu ce vă ocupați, i-am povestit, faceți sport, da. Ați luat ceva substanțe în timp? Aveți pe cineva cu probleme de rinichi? Zic, nu, nu am pe nimeni, n-am avut pe nimeni niciodată cu probleme grave în familie sau chestiile astea. Folosiți ceva substanțe pentru îmbunătățirea performanței? Știți că sportivi în ziua de azi nu sunt chiar tocmai naturali, okay, că folosesc. Zic, nu știam ce să zic, vreau să-l mint, să zic că nu. Da, că dar zic că într-un fel nu era bine, că era da, deja dăduse de gândit chestia cu la felul în care abordați el situația. Da. Și zic, da, am luat și eu niște chestii, niște... Nu știu cum să vă zic, vreau să vă dau o veste proastă. Asta v-a zis. Da. S-a uitat așa puțin la mine. Să știți că aveți o tumoră la rinichiul drept. Situația nu e chiar bună. Va trebui să vă operați. Deja mergea din ce în ce mai departe, ca să zic așa, situația okay, se agrava din ce în ce mai mult. Okay. E vorba de o tumoră malignă, trebuie operat și scos rinichiul. Wow. N-am așteptat să termine sau ceva, știu doar că m-a bătut pe spate, am luat hârtia și am plecat, pur și simplu. Șocat, da, probabil, de ce ați făcut? M-am urcat în mașină, n-am mai ținut cont, erau oameni la rând, acolo am trecut printre ei, am și lovit pe câțiva în mers, așa eram pierdut, așa ca să zic. M-am urcat în mașină, cred că am stat vreo oră pe loc, n-am mai plecat de acolo din loc. În momentul ăla, cred că a trecut prin fața ochilor... Toată viața. Exact, da. Okay. Tot ce s-a întâmplat și ziceam, băi, unde am greșit, ce am făcut? Uh-huh. Deși era adevărul, era în față, unde puteam să greșesc? Și stăteam și mă gândeam ce aș putea să fac. Zic, bă, nu e bine să zic la nimeni, zic, mai bine, nu știu... Trebuia să caut o situație ca să evit adevărul. Zic, păi poate nu o fi așa, zic. Adică nu o fi așa că nu e o tumoră. Da, zic, poate fi greșit aparatul. Zic, nu. Aha, ok. Pe de altă parte, și mă gândeam, măi, dacă e totuși e malignă, trebuie operat. Mi-a zis să mă operez. E viața mea în joc. Zic, ce aș putea să fac? Deci asta era un du-te vino în capul exact, dumneavoastră. Exact, exact. Chestia asta. A fost un război interior așa. Timp de 2 săptămâni, pur și simplu am renunțat la tot.
Nu am vrut să, accept chestia asta că trebuie să mă operez, să-mi scot rinichiu, pentru că în gândul meu încă rămăsese chestia asta că vreau să mă dopez, să continui să concurez. Stilul pe care îl știați, era stilul dumneavoastră de viață deja. Și la un moment dat, după vreo două săptămâni de la aflarea veștii, am început să simt niște dureri mai profunde în partea dreaptă. Și mi-am făcut o programare la, să-mi fac un remene. Și zic, haideți domnule, să mai încerc o dată. La prima dată când mi-a spus că tumora e malignă, era o fază incipientă, se alimenta cu un vas de sânge, era undeva la început, ca să zic așa. După trei săptămâni, am fost și mi-a făcut remeneu. Și chiar atunci, în ziua în care mi l-am făcut, mi-a dat și rezultatul. Doamna doctor Timitic a venit foarte panicoasă la mine și mi-a zis, dumneavoastră știați de lucrul ăsta? Eu nu i-am spus ce am, pentru că am vrut să mă duc pur și simplu să văd dacă confirmă diagnosticul. Dumneavoastră știați despre lucrul ăsta? Și zic, da. Zic, de ce? Vreau să vă dau o veste foarte proastă. Tumora are o arteră de, se aprovizionează, se alimentează cu sânge printr-o arteră de 4 mm, deci pur și simplu explodase. Era un corp străin în corpul meu care se dezvolta agresiv. Și vă recomand operație urgentă. Și zic că, păi ce înseamnă operație urgentă? Cât de repede se poate, dacă vreți să mai, faceți ceva. Și atunci am început să caut spitale, să mă duc să, în stânga și în dreapta. Ați văzut cum e la noi cu cunoștințe, cu unde să te duci, de tot felul de doctori. Am fost până la un spital, cineva îmi zicea, unul din doctori venise de prin Anglia, făcea niște stadii pe aici, îmi zicea să-mi facă o tăietură, să-mi bage, să-mi scoată rinichiu, să mi-l bage tot felul de SF-uri din astea într-o pungă, să mi-l scoată prin pungă. Până, în fine, până la urmă am ajuns la domnul doctor Zafir de la Spitalul Fundeni și îmi zice, trebuie să te programezi, te operezi urgent, pentru că se poate extinde la ficat. Și deja viața ta e în pericol. Am rămas așa dezorientat și blocat. Nu știam ce deci era din ce în ce mai rău. Adică toate veștile doctorilor erau din ce în ce mai M-am internat. M-au operat la, nu știu, cred că 4 zile după ce m-am internat. Vreau să vă zic că am trecut prin niște chinuri. De ce? Pur și simplu situația în sine a fost o ruptură așa de realitate, adică nu mă așteptam niciodată în viața mea să se întâmple asta, adică de la ce visam eu și unde am ajuns. După operație, deci a durat vreo 6 ore operația, după operație, nu știu cum au făcut, ce s-a întâmplat, că la noi în spitale, m-au dus, m-au plimbat prin tot spitalul ăla dezbrăcat, atunci era în sfârșitul lui noiembrie, țin minte, 24-25 noiembrie, cam așa, m-au operat, m-am ales și cu pneumonie severă. Din cauza că v-au ținut în frig. Da. Pentru că aveam pur și simplu, eram în pielea goală și cerșaful pe mine. Și m-au plimbat, că nu mergea patru să mă bage cu patru în salon, nu putea să mă ridice pe scaun să mă pună, pentru că eram tăiat. Am făcut și pneumonie. Vreau să vă zic că a fost îngrozitor, pentru că îmi venea să tușesc mereu și aveam tăietură foarte... Tăietură, am văzut, sunt niște imagini, am ales imaginile care pot fi prezentate, pentru că sunt și unele greu de privit și nu le-am... Ne-ați trimis dumneavoastră niște imagini. E o imagine cu cicatricea, ca să le arătăm oamenilor să înțeleagă exact dimensiunea poveștii respective. Asta este imagini cu dumneavoastră pe patul de spital. Cu plaga pansată. Și o să vedem și o imagine aici. Asta e cicatricea operației. Deci atât de mare a fost operația pentru extirparea rinichiului. A fost atât de mare pentru că domnul doctor mi-a prezentat inițial situația, mi-a spus că trebuie să desfacem cât mai mult, să curățăm cât mai mult, să pot să verific dacă nu sunt afectați, nu știu ce îmi spusese, ficat, ganglioni și tot, pentru că există riscul să se extindă și îți pierzi viața în foarte scurt timp, adică la stadiul în care era tumora în momentul respectiv. Cauzalitatea era directă legată de dopaj? După operație. Da. M-a lăsat câteva zile, a venit la mine în salon, a stat de vorbă și mi-a spus. Nu știu dacă sunt primul doctor care îți spune asta, probabil că îți dai seama că totul este generat de ceea ce ai făcut în trecut. Ai folosit substanțe, ai folosit... El deja făcând și el sport, om făcea sport, adică trăgea de fiare, știa despre ce-i vorba. Deci era chiar zona asta era. Da. Okay. El făcea și el pentru el, dar mergând prin săli, auzea de la unul de la altul, a avut un prieten care
Mi-a zis el că a concurat și era campion național prin Buzău. Deci era în temă cu ce făceați dumneavoastră. Și am întrebat, dar din ce cauză s-a întâmplat? Zic, eu n-am avut pe nimeni în familie cu probleme, cu rinichi, nu am avut pe nimeni cu cancer. Vă dau o veste tristă. Substanțele care le-ați folosit în decursul anilor v-au dus în situația asta. Și zic, nu, n-are cum. Păi zic, sunt atâția care folosesc steroizi și sunt bine mersi, sunt alții la 50-60 de ani. Organismele diferă de la om la om, de la individ la individ. Probabil nici n-au avut viața pe care ați avut-o dumneavoastră. Eu, pe lângă antrenamente, având și serviciu destul de stresant și obositor la pompieri. Și zice, fiecare reacționează într-un anumit mod. A rămas așa puțin marcat și totuși ziceam, cred că aberează puțin, nu cred că e chiar de la steroid. Am așteptat, m-am externat, am fost la un control la un alt doctor, care mi-a spus același lucru, mi-a confirmat. Era un domn doctor venit din Statele Unite, la o clinică, făcea niște pregătiri cu alți doctori, tot aici în București. M-am programat la el, mă chemase după vreo 29 de zile, era foarte, foarte aglomerat. Țin minte că îmi spusese, după 29 de zile, dacă vreți să veni. M-am dus, am avut o discuție cu el și mi-a spus, da, într-adevăr, datorită faptului că ai folosit steroizi o perioadă îndelungată de timp, s-a întâmplat toată chestia asta, tumora s-a dezvoltat agresiv. Din cauza asta, fiind alimentat. Exact, da. Tot din cauza steroizilor. Eu spun să vă bucurați pentru că ați avut norocul ăsta, pentru că sunt alții care nu au. Dumnezeu v-a dat o a doua șansă și eu zic să nu mai puneți întrebări, să încercați să faceți lucrurile altfel decât le-ați făcut până acum. Șansa fiind că ați descoperit-o totuși repede sau relativ repede? Ea normal a avut o evoluție, a fost benignă inițial, adică eu repede, dacă o descopeream repede, probabil ar fi fost cu 2 ani în urmă sau ceva de genul, că mi-a spus că deja avea peste 2 ani în organism. Eu, oricum, la pompieri aveam tot felul de testări și controle medicale anuale pe care trebuie să le faci. Și mergeam și îmi făceam ecografie. Și nu ieșise nimic. Mereu îmi spunea că se vede o pată albă, dar cred că e nisip. Eu nu am dat seama, doamna doctor de la noi, de la pompieri. Să știi că se vede o pată albă acolo, dar probabil e nisip și mai toată lumea are în ziua de azi, nu cred că e ceva. Dacă vrei, îți dau o trimitere să te duci să-ți faci ceva mai amănunțit. Și zic că nu mă mai duc, zic, tamă, și mai pierd drumul cu programări și cu astea. Zic, nu are rost, nu mă mai dați nimic. Și la următoarea ecografie, la fel, mi-a spus, ții minte că vreo 2 ani la rând mi-a zis că am să vede o pată albă. Deci și cam am, cu 2 ani era istoric da, da. Deja era în dezvoltare, era benignă, eu n-am luat seama. În timp s-a transformat în malignă, a avut o evoluție explozivă datorită faptului că foloseam steroizi. Ok. Cum s-a schimbat viața dumneavoastră? Fără un rinichi? După 6 luni trebuia să mă duc la control. Ok. Ați făcut și tratament? Mi-a recomandat să fac radioterapie, chimioterapia mi-a zis că nu își face efectul, ar fi indicat să fac. M-am documentat la momentul respectiv și am văzut că la unii le face bine, după care există o explozie în corp a tumorii, poate să fie mai grav și zic că nu are rost să mă complic cu chestiile astea, prefer să stau așa, să vedem ce se întâmplă. Adică după operație să nu mai faceți niciun alt tratament? N-am mai vrut să mai fac niciun fel de investigație, n-am mai vrut să fac niciun fel de tratament. Pur și simplu zic că oricum nu o să mai pot să mai iau niciodată steroizi, nici suplimente nutritive. Au fost 6 luni în care, după 6 luni, trebuia să revin la un RMN să-mi fac, să vedem cum se prezintă situația. Și am zis că în momentul respectiv nu mai are rost să... Oricum nu mai luam steroizi, nu mai luam nici suplimente, mă alimentam cât de cât sănătos la momentul respectiv, eu fiind un carnivor convins la vremea aia, mâncam de 4 ori pe zi, 5 ori carne. Și am trecut de la carnea roșie, că mâncam de toate, nu conta, pește și carne albă în perioada aia de 6 luni până la control. Am renunțat, nu am mai putut să fac saluc, oricum eram cu problema care aveam. Eram în refacere, am refuzat să fac radioterapie și stăteam și am încercat să citesc, să studiez, să vedem, să întreb în stânga și în dreapta. Și m-am dus să-mi fac RMN-ul după 6 luni. M-am făcut, m-am dus cu rezultatul la același doctor care m-a operat și m-a chemat la el și îmi zice, se pare că operația arată bine, tumora nu mai e, nu mai sunt niciun fel de probleme, dar se pare că... Da, el v-a extirpat rinichiul sau... Rinichiul a fost scos, da. Scos? Da. Ok. Da. Am rămas fără rinichi, am rămas cu unul singur care și el avea, e puțin tăiat din el după o întâmplare din școala militară.
Deci, practic, acum funcționez cu cam 3 sferturi. Dar ce s-a întâmplat? Mă întreb așa că... În școala militară aveam, făceam și intervenții. Mergeam cu mașina, cu camionul, cu militare. Nu conta pe vremea aia. Ploaie, vânt, frig, dormeam în frig. Viața care a fost atunci, la momentul respectiv, a fost una dură. Am răcit din nou, fără tratament, fără nimic. Am ajuns în spital, în școala militară. Țin minte, am stat 2 luni internat la un spital din Ploiești. Am fost operat și la rinichiu, prima dată inițial. Deci am fost operat în 99, la rinichiu stâng, cel care funcționează acum. Uh-huh. Am avut un abces acolo, infecție care s-a agravat în timp. S-a acumulat infecție peste infecție, netratată la timp, tot așa, din neglijența. Dar atunci nu aveam cum să fac practică, fiind în armată și așa, nu prea, dacă te duceai și spuneai că, domnule, am o problemă doar acolo, iau aspirină și dai drumul de aici, că tu vrei să fentezi, vrei să tragi armata în piept și plecam capul și vedeam de treaba mea, n-aveam ce să fac. Până am ajuns în spital, da, deci nu mai aveam ce să fac, eram deja... Bun. Revenind acum la problemă, am fost după 6 luni la control, domnul doctor îmi zice, îți dau o veste proastă, se pare că ai... Se vede ceva la plămânul drept, deci pe partea de unde mi-a extirpat rinichiul, se vedea și zic ce ar fi. Se vede că au o tumoră, e mică. Când mi-a zis că se vede că au o tumoră, am rămas deja, eram blocat. Și zic că nu-mi vine să cred. Eu care speram că am scăpat și e tot ok și sunt spre recuperare. Și în momentul ăla am gândit... Zic că asta e, zic că acum, ce se poate face? Și zice, să știți că dacă evoluează, adică dacă o să mai crească, va trebui să scoatem lobul drept. Plămânul. Da. Când am auzit, mi-a picat față. Și în momentul ăla, sincer, primul lucru la care m-am gândit, zic, băi, cred că cam pe aici a fost povestea mea cu... Deja v-a spus rău înainte de data asta. Zic că cred că cam aici a fost povestea mea cu viața asta. Am plecat. Am stat și m-am gândit tot așa vreo câteva zile să văd ce aș putea să fac. Într-un fel mă simțeam și resemnat. Zic, băi, ce să fac? Am abuzat atâția ani de zile de steroizi, am făcut atâta rău. Zic, acum îmi trag ponoasele. Am un prieten în America, fratele lui lucrează la un spital în New York. De oncologie, i-am trimis analizele, s-a uitat peste ele și îmi zice, ar fi o soluție, nu știu neapărat dacă o să te ajute, dar îți dau un sfat, că am văzut că aici a mers la unii nu. Încearcă următoarele 6 luni până la control să eviți tot ce înseamnă proteina animală. Adică? Adică tot ce mâncam eu. Carne? Carne, lapte, brânză. Ouă. Da, exact. Okay. Exact ce mâncam eu în perioada aia, pentru că asta mâncam, asta era mâncarea mea zi de zi. Și m-am gândit așa, păi stai puțin, și ce înseamnă? Înseamnă să nu mai mănânc nimic, să stau... Da. Și am stat și, nu, ci că încearcă să te documentezi, să vezi ce ai putea să mănânci. Și zic că hai mă, să-l ascult și pe ăsta, zic ce-o mai vrea și ce-o însemna și chestia asta. Da. Și am adoptat o dietă pe ăsta, lat, m-am uitat pe internet, m-am documentat, linte, fasole... Zic, nu era foarte... Da, nu știam, abar n-aveam, era oribil, adică orice mâncam, linte, năut, zic, e oribil, zic, cum să mănânc așa ceva? Zic, hai să încerc și asta, zic, hai să încerc și asta, să vedem. Ok. Varianta asta. Încet, încet m-am adaptat cu salată, cu fructe, cu supă de linte, ce mai făceam atunci la vremea respectivă, orez cu ciuperci și zic, hai să vedem ce-o fi. Simțeați vreo schimbare în corp făcând chestia asta? În primul rând mi-a dat așa, să zic, ca un blocaj. Deci pur și simplu când am revenit la sală, nu eram în stare de nimic și datorită operației, dar și așa psihic, nu știu, mă simțeam așa terminat. Parcă nu aveam chef de viață, parcă aveam o stare așa letargică, ca să zic așa, eram într-un blocaj și nu știam ce să fac. O lună, 2 luni, 3 luni, a treia lună parcă așa a fost o schimbare de la o zi la alta. Ca o resetare a organismului. Și am simțit așa, parcă, dintr-o dată, că puteam să fac antrenamentul cum îl făceam înainte. Și zic că, ia uite ce ciudat, pentru că eu vedeam greutățile pe care le foloseam înainte de operație și după operație.
Și ajunsesem pe dieta asta vegană să folosesc aproape aceleași greutăți care le foloseam înainte de operație când mă dopam. Uh-huh. Și zic, ia uite ce chestie ciudat. Și am continuat așa până la următoarea... Doctorii, vorbesc despre regenerare celulară în 3 luni. Exact, exact, exact. Vreo 3 luni de zile am simțit chestia asta. Plus că mi-a schimbat așa starea de bine a organismului. Mă odineam mult mai bine. Eram mult mai fresh toată ziua. Eram mult mai prietenos, ca să zic așa. Okay. Și zic că hai să vedem ce-o fi. Mă duc cu foarte multe emoții. Asta când se întâmpla? În ce an? În 2014. 14. Ok. Da. Mi-am dus în ianuarie, parcă am fost și mi-am făcut. Eu deja făceam antrenamente, atunci m-am apucat de antrenamente. Uh-huh. Eram deja la o formă destul de ok. 2017, scuze, că în 2014 m-am operat. Deci în 2017... Adică după 3 ani de deci la operație? În 2000, nu, stați așa. În 2014 m-am operat de în noiembrie, exact, da. După 6 luni mi-a făcut, în 2015, da. Mi-a făcut primul control în care mi-a depistat tumora la plămâni. După alte 6, de la sfârșitul 2015, da. Trebuia să repet remeniu. La sfârșitul, deci în decembrie 2015, revenim și la 2017, că spune okay. 2017. În 2015, după câteva 6 luni de dietă vegană, m-am dus și mi-a repetat alea, remeneu și un șir de analize care trebuia să le fac, erau obligatorii. M-am dus cu ele la domnul doctor, s-a uitat peste ele și ce vreau să-ți dau o veste foarte bună, văd că a dispărut tumora care aveai la plămâni. Nu venea să cred, am zis că poate nu, zic sigur v-ați uitat, n-ați văzut bine poate sau ceva. Da. Nu, uite, vine să-ți arăt pe film. Mi-a arătat pe film, într-adevăr dispăruse. Ok. Eram super încântat așa, parcă aș fi câștigat ceva, nu știu, parcă mi-aș fi câștigat libertatea, ca să zic așa. Și zic ok, zic haide să nu mă bucur prea mult, să văd ce se întâmplă iară după 6 luni. Uh-huh. Din 6 în 6 luni trebuia să fac RMN sau tomografie, după caz. Eu în timpul ăsta, continuând antrenamentele, fără niciun fel de substanțe, am mers pe chestia asta cu vegan. Am văzut că mi-a prins bine chestia cu vegan, am mers în continuare pe vegan. Și continuam antrenamentele, continuam să mă antrenez pentru că îmi dădea o stare de bine și aveau o siguranță în mine, așa și... Da. La următorul RMN, situația era și mai bună decât fusese și am zis că, cred că am scăpat, cred că e de bine și zic, cred că e o a doua șansă și cred că a trebuit să profit de ea. Poate că așa a vrut cineva să merg pe calea asta pe natural și ceea ce fac și să arăt și celor din jur că nu e bine să facă ce am făcut eu. Eu mă refer strict la persoana mea. Da. Chestia m-a impulsionat foarte mult. În 2017 am decis să particip la un concurs. După 3 ani deja eram 2 ani jumate vegan, 3 ani de pregătire și 3 ani de la operație. În aprilie am participat la campionatele naționale la IFBB. Eram deja, să zic așa, după 3 ani de la operație eram natural. Nu mai folosisem nimic de 3 ani, nu eram natural, impropriu spus, nu mai folosisem nimic, eram vegan. În fine, m-am urcat pe scenă, am luat locul 3. În momentul respectiv mi-am dat seama că pe scenă alături de mine și în culise acolo unde se încălzea erau oamenii care îi întâlnisem și acum câțiva ani, când eu eram la fel ca ei. Și zic că, stai puțin, nu e lumea în care trebuie să fiu. Zic, trebuie să mă gândesc ceva, am renunțat în momentul respectiv. Cu toate că am fost pe podium. V-ați retras. Da, mi-am dat seama că nu asta e lumea în care trebuie. Ce concurs era? Era tot un concurs privat sau era campionat? Nu, era campionatul național al FRCF-ului de Masters, organizat la Târgu Mureș. Ok, 2017. La categoria peste 40 de ani la mens fizic. Da. Aici în poze se vede, eram în pregătire, asta era forma mea. Ok. Luasem locul 3. Și mi-am dat seama că nu asta e lumea în care trebuie să revin, pentru că reveneam undeva într-un loc greșit. Da. Și trebuia să fac altceva. Și atunci am început să cercetez cum aș putea să concurez la concursuri, dacă într-adevăr exista, pentru că nu știam la momentul respectiv, dacă există concursuri sau federații care promovează sportul natural, bodybuilding și fitnessul natural, și unde se poate concura natural. Și încet am luat contact cu IMBA. Am trimis un mail, țin minte, în 2017, președintelui Federației Internaționale de Natural Bodybuilding, Danny Kekos, în America,
Mi-a vorbit foarte frumos, a fost foarte încântat. I-am povestit și situația mea cu operația de cancer, prin ce am trecut, că m-am dopat. Adică vreau să știe, pentru că vreau să fiu deschis față de toată lumea, să știi că m-am dopat și acum vreau să mă schimb, vreau să fac altceva și să ajut și pe ceilalți care vin din spate, mai ales cei tineri care au tendința să plece pe un drum greșit. Da. A fost de acord, m-a redirecționat către președintele Federației Europene, domnul William Rigo, din Slovacia. A fost foarte încântat și dumnealui, am avut o conferință pe Skype cu dumnealui și m-a invitat la un campionat european în Ungaria, să văd ce se întâmplă, despre ce e vorba. Într-adevăr, când am ajuns acolo și am văzut scenă, am văzut concurenții, era cu totul și cu totul, era mult mai apropiat de realitate. Adică erau pur și simplu niște corpuri atletice, foarte bine condiționate, se vedea că nu există substanțe interzise în tot ce se întâmplă în pregătirea lor. Doar foarte, foarte muncă, multă muncă, disciplină, odihnă. După care în 2018 m-a invitat în calitate de arbitru la campionatul european din Mostar. A fost un concurent de la noi tot așa, care a fost natural la locul 3 la men's fizic. În 2018 am organizat și prima competiție la noi în țară. În luna septembrie, Robert, nu cred că știai pe vremea aia de... Nu. Da, a fost o competiție de succes, l-am invitat și pe domnul William Rigo. Competiția am ținut-o la Palatul Copiilor, din acolo, de pe Tineretului, așa, din București. Au fost un număr de 80 de sportivi de la noi din țară. A fost totul super ok. Federația Internațională și cea europeană a fost foarte încântată de tot ce s-a întâmplat la prima competiție și au decis să-mi dea organizarea campionatului european în 2019. Am simțit o responsabilitate, dar în același timp și un succes pentru mine, pentru că nu aș fi așteptat, nu m-aș fi gândit că așa de repede să pot să ajung aici. Și zic că cred că acum am ajuns, asta e menirea mea, cred că de asta mi s-a dat o a doua șansă în viața asta. Zic că asta trebuie să fac mai departe. Am organizat în 2019 campionatul european la Sala Gloria, Teatrul Metropolis din sectorul 3, unde Robert a participat și el și la momentul respectiv a fost un număr de 47, cred că, dacă nu mă înșel, de sportivi de la noi din țară, cu rezultate de excepție, pot să spun, drept dovadă că se poate și natural. Sunt sportivi la noi în țară care se antrenează natural și care pot să aibă succes, pot să aducă rezultate țării. Robert a luat locul 2 la categoria men's fizic, a fost vicecampion european. Am mai avut un băiat care a câștigat la bodybuilding, categoria și overall, deci a fost cel mai bun culturist, bodybuilder, ca să zic așa, de pe scenă din ziua respectivă. Totul a fost la superlativ, nu aș vrea să creadă lumea că mă laud, dar chiar a fost un concurs pe cinste. A fost prima dată când pe scenă arăta impecabil, cu LED în spate, cu... A fost ceva wow. Cei din afară au văzut cum s-au desfășurat lucrurile și am zis că mi-aș dori să încerc mai mult. Am îndrăzit, nu m-am gândit niciodată că... Zic că încercarea moarte nu are. Zic că aș vrea să organizez și eu în 2020 campionatul mondial. Au stat puțin, au rămas blocați și îmi zice că ne mai gândim să vedem. Ei aveau alte variante la vremea respectivă. Germania, Olanda, adică niște țări cu altă putere financiară și alte resurse față de mine. Și într-un final zice, da, haide să vedem, haide să îi dăm lui Adrian în România să organizeze campionatul mondial în 2020. A venit pandemia și a pus tot un stand-by. Da, vreau să precizez faptul că tot ce se întâmplă, toate competițiile astea organizate de IMB România sunt făcute din financiar doar din taxele sportivilor. Da. Adică tot ce se întâmplă, toate cheltuielele, exact, da, taxele de participare, taxele de membru, cei care ale atleților români, plus banii veniți din sursele mele proprii, adică din sala mea de fitness, sălile, că acum am două sări de fitness. Eu nu primi niciun ban, nicio sponsorizare, niciun ban de la nimic, nimic, nu absolut niciun nimic, absolut nimic, nu. Fiecare competiție care se desfășoară în IMBA, fiecare organizator are obligația să facă teste doping. Ceea ce nu se întâmplă în celelalte federații. Deci se testează. Okay. Comisia de arbitraj, arbitrii, au obligația să numească aleatoriu sportivi pentru... La momentul respectiv, deci în 2018 am făcut o colaborare cu un cabinet care efectua teste poligraf, pentru că în IMBA se fac și teste poligraf.
Adică să spui tu dacă ai luat sau nu. Da, și... te întreabă, te duci, îți face testul, ai consumat substanțe în ultimii 2 ani de zile, da, nu, prin da sau nu. Îți pune 3 întrebări care ți le repet să detecteze dacă... Deci ăsta e unul din testele care se fac, pentru că, precizez, sunt, la momentul actual sunt substanțe interzise care pot dispărea din organism în 2-3 săptămâni. Deci sportivul se poate dopa până în ultima lună înainte de concurs. Și tu să vii să-i faci test de urină și să nu-l depisezi. El să apară că e natural. Okay. Și atunci nu prea ai cum să-l prinzi. Pentru că noi am adoptat denumirea de natural pentru a pune în evidență că aceste competiții se adresează doar sportivilor naturali. Dar mai sunt cei care trișează. Trișori. Da, întotdeauna. Da. Să vă dau un exemplu. La prima competiție națională am făcut 5 teste poligraf pe sportivi români. Nu am depistat niciun sportiv. S-a pus problema dacă au consumat în ultimul an, pentru că fiind la început, am zis să nu iau din spate, pentru că atunci o să le dau în cap la toți. Da. Fiind la început, neavând alternativă la noi, mai toată lumea trebuia să se dopeze, să poată să facă față la ce se întâmplă în celelalte federații. Și zic, hai să încep așa, am primit acordul lor, ok, am făcut poligraf. Ei, în schimb, la campionatul european nu ai cum să faci teste poligraf, pentru că acele teste trebuie să fie făcute în limba în care vorbește atletul respectiv. Ceea ce a fost foarte dificil, am început colaborarea cu ANAD, a fost foarte deschis și era domnul Balaș la momentul respectiv, da. Zice, ok, mi-a făcut o ofertă de prețuri, tot trebuiau plătite testele din buzunarul meu. Și zic că da, în momentul respectiv, un test era în jur de 1800 de lei, cum e și acum. Și zic, ok, haide să facem. Le-am solicitat 5 teste doping, pentru că atât îmi puteam permite, erau în jur de 1600-1700 de lei, ceva de genul ăsta. Și zic, ok, pun eu din buzunar de la mine, 8700, vreau să fac asta să fie bine, să-i prindem, să vedem cine. Au venit loturi sportive din 17 țări europene, la campionatul european din 2019. Noi, la NBA, nu știu dacă, suntem ca o familie, suntem uniți, toți președinții, inclusiv sportivii. Deci nu există acea nepăsare, cum există în alte federații, pur și simplu vii și plătești taxa și nu mai interesează pe nimeni despre tine. Nu, dăm informații, țin legătura. Eu personal țin legătura cu toți sportivii la fiecare competiție, țin legătura cu toți sportivii și comunic cu ei orice au nevoie. Adică mi se pare normal, sfaturi despre pozați, sfaturi despre ce ar trebui să facă, să poată să concureze. Mi se pare normal să ajuți oamenii și să-i îndrumi, pentru că altfel o să se simtă dați la o parte și n-au de ce să vină. Da. Revenind la chestia cu dopingul, venise lotul Franței și pe vremea respectivă era președinte NBA Franța Rafael și l-am întrebat, zic, Rafael, mi se pare sportivii tăi sunt cam, parcă din alt film, unii dintre ei, zic, mi se pare ceva. Să știi că sunt 4 sportivi care sunt veniți din IFBB și au vrut foarte mult, au ținut foarte mult să concureze. Zic, da, dar... Ok, zic, hai să vedem. Nu puteam, pentru că eu nu puteam să le spun, da, tu ești dopat, până nu aveam o probă concretă. Da. Așa. Zic, ok, au urcat pe scenă, au concurat, 2 dintre ei au luat și medalii, unul de bronz, unul de argint. Am vorbit cu domnii de la NAT care veniseră să ia teste, zic că vreau să-i luați pe toți ăștia care au venit de la IFBB, vreau să-i luați să le faceți teste. S-au făcut 5 teste doping, au fost depistați 3 sportivi francezi pozitiv. Doamna care de la laborator care făcuse teste mi-a zis în felul următor: de când sunt eu aici în agenție, nu am găsit niciun sportiv care să aibă în momentul efectuării testului 12 substanțe. Deci 12 substanțe avea. Unul 12, unul avea 10 substanțe. Pe lângă asta aveau și mascatori, ca să vedeți cum în ce stadiu. Deci luaseră mascatori pentru a acoperi efectele substanței. Exact, da. Ca și cum să vină să pară natural. Dar tu nu, erai din altă lume, avea o vascularizare în exces, avea o masă musculară foarte, foarte definită, adică era din altă lume, se vedea că era de pe altă planetă acolo. Și căzuse așa, brusc acolo, se înfipsese în scenă. Și zic, n-ai cum să fii natural. Zic, ok, vedem la final. Au venit și testele, unul dintre ei mă tot stresa la un moment dat, că să repetăm test B, zic ok, vei test B, depui 5.000 de euro în contul Federației NBA România și facem testul B. Zic, pentru ce să mai facem testul B? Pentru că oricum ești pozitiv. La noi, spre deosebire de alte federații, se procedează în felul următor. Sportivul care a fost prins pozitiv este exclus pe viață, nu mai are voie să participe deloc în nicio competiție de culturism natural care este afiliată la NBA. În celelalte federații se dă suspendări pe 2, pe 5 ani, după care te întorci. Înțeleg că și la Federația de Culturism sunt în structura de conducere, e adevărat, e o doamnă care
fost prinsă dopată? Știți ceva de chestia asta? Informațiile se pot lua de fiecare... Da, adevărat. Puteți să intrați pe site-ul IFBB. Așa. Și acolo puteți să vedeți mai multe lucruri despre tot ce se întâmplă. Sportivi dopații, da, la o anumită perioadă publică, actualizează lista respectivă cu sportivii dopați din... Ok, bun. Da, nu pot să intru în detalii pentru bine, că aș vreau să evit un clinch cu alte persoane sau cu altă federație, pentru că nu ăsta e obiectivul meu, să mă cet. Obiectivul meu e să construiesc ceva frumos și să ajung departe. În 2020 trebuia să organizez campionatul mondial. A intervenit pandemia, n-am mai putut. S-a amânat campionatul mondial pentru 2021. L-am făcut în aceeași locație, la sala Gloria. Robert a fost prima lui a doua competiție și a fost pentru prima dată când a câștigat titlul de campion mondial, nu la una, ci la două categorii. Da. Categorii foarte populate, cu sportivi foarte buni, din 18 țări. Sincer să fiu, nu mă așteptam să ajungem atât de departe, mă refer ca lot, pentru că s-au câștigat 3 medalii de aur, s-au câștigat 4 medalii de argint, medalii de bronz, o concurență destul de mare din partea sportivilor. Asta în condițiile în care încă mai existau acele măsuri, acele restricții, cu masca în interior, se băgase certificatul verde inclusiv la hotel, unde intri în clădire, era foarte, foarte riguros tot. Da. Și a fost un mare succes campionatul mondial. Cam aici a fost punctul în care a trebuit să opresc pentru un moment. În mod normal, anul acesta ar fi trebuit să organizez un campionat național. Dar situația nu îmi permite, pentru că nu dispun de fonduri da, să fac asta. Și nici nu pot să organizez un concurs, că așa aș putea să fac cum se procedează la noi, să pun o cărpă în spate, NBA România, hai urcați pe scenă, câte un picior în fund la fiecare, hai dați-vă jos, plecați de aici, s-a terminat totul, s-a fost concursul și s-arunc niște medalii. Nu. Nu știu dacă ați văzut, v-am trimis și niște pozii cu medaliile, cum arătau medalii. Toate medaliile au fost concepute de mine, designul făcut de mine și au fost personalizate. Una dintre ele la campionatul european era o singură medalie, 3 în 1. Adică tu aveai posibilitatea ca celelalte două medalii să le poți face cadou trainerului sau o persoană și unei persoane din familie. Pe față, medalia avea cristale Swarovski originale, adică cumpărate personal de mine, adică o investiție foarte mare. La campionatul mondial, medalia a fost cu simbolul nostru, chiar dacă lumea nu acceptă, Dracula. Așa. Da, a fost tot așa o chestie super, super frumoasă. Și lumea, cei din afară, au fost foarte încântați de medaliile care s-au... Adică a fost cu totul și cu totul altceva. Am reușit să ridic standardul inclusiv la nivelul competițiilor organizate în NBA. Adică după mine, după competiția din 2019, campionatul european, au început ceilalți lideri din NBA să adopte cam aceleași chestii, care cu scena cu LED pe scenă, cu jocuri de lumini, cu fum pe scenă, adică să fie un show. Show nu ține doar de sportivi, ține și de organizator. Da. El trebuie să se implice activ ca să pună în evidență acei sportivi. Bun, am ajuns la final. Vreau să vă întreb pe fiecare dintre voi un sfat pentru tinerii care vor să meargă în sala de sport, de fitness, acum n-au fost niciodată. Care e sfatul? Dacă m-aș fi uitat la mine în trecut, mi-am propus din prima mult prea multe lucruri pe care nu le puteam realiza palpabil. Cel mai bun lucru pe care îl poți face în momentul în care te apuci de sportul ăsta, după părerea mea, este să-ți setezi obiective realiste, pe care le poți atinge pas cu pas și cu cât sunt mai mulți pași, cu atât te apropii mai mult de glorie. Asta a fost mentalitatea mea în ultimii 5-6 ani, dar în primii ani de sală, în care nu am avut cine știe ce rezultate, ținteam prea sus, exageram, mă forțam, până când nu m-am liniștit, nu am reușit să realizez foarte multe lucruri, dar odată ce am început să-mi setez aceste obiective realizabile pe termen scurt, încet încet s-au adunat și am ajuns unde mă aflu astăzi, urmând să particip pe cea mai prestigioasă scenă când vine vorba de culturismul natural. Ce aș putea să spun eu, să sfătuiesc tinerii, inclusiv cei care sunt la început de drum pe linia asta cu dopingul. Așa, care au început să ia substanțe. Da, da. Și pentru care nu e prea târziu, pentru că sunt deja și oameni care, pentru care e prea târziu. Aș putea să le zic că viața are prioritate întotdeauna, o primești o singură dată, e un dar pe care îl primești o singură dată și trebuie să-l prețuiești. Nimic în lumea asta nu merită efortul ăsta și nu merită să-ți abuzeze organismul cu tot felul de substanțe chimice.
oricât ai putea să, oricât ai vrea să arăți de bine și oricât ai ți-ai dori să urci pe scenă și să fii cât mai sus posibil, cred că viața trebuie să primeze. Pentru că tu, viața ta e nu doar a ta, și cei din jur care sunt alături de tine, e și al lor, pentru că îi faci și pe ei să sufere. Mulțumesc mult de tot, domnilor, pentru prezența în dimineața asta. Vă doresc baftă multă în ce vă propuneți să realizați, să fiți sănătoși. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine dimineață la 91 minut la GSP Live. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru tot ce e important în sport, în sportul românesc, în sportul mondial. O zi bună, pe mâine!